numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Tu. Pacea să fie cu voi. Veștiți cu glas de bucurie, ca să se audă. Veștiți până la marginile pământului. Domnul a eliberat poporul său. Aleluia! Hristos a înviat. Continuăm să celebrăm bucuria învierii. Și în această duminică a șasea a Paștelui. Momentul în care descoperim motivația pentru care noi trebuie să-L iubim pe Iisus, Cel Înviat din morți. Să avem iubirea pe care El ne-a adus-o din ceruri ca un dar de la Tatăl. Că El ne-a iubit pe noi, dându-și viața pentru noi. Ca și noi, la rândul nostru, să trăim aceeași iubire. Vom asculta lecturile de astăzi care ne vor prezenta tocmai acest mister al iubirii lui Dumnezeu față de noi, mister trăit de Iisus, Mântuitorul nostru, mister încredințat nouă. Vom asculta acest cuvânt pentru a ne însuși acest dar al iubirii. Părintele profesor Iosif Ienușoaie ne va face să înțelegem că Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește și vrea ca și noi să-L iubim și să iubim pe cei din jurul nostru. Îi cerem iertare Lui pentru toate păcatele ca să ne învrednicim de această iubire pe care ne-a oferit-o prin cuvântul Său și ne-o oferă prin trupul și sângele Său. Îi cerem iertare pentru toate păcatele ca să celebrăm cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
De-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur e Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, fie ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, dă-ne harul de a celebra cu însuflețire aceste zile de bucurie în care cinstim învierea Domnului, pentru ca misterul pascal pe care îl contemplăm să se manifeste necontenit în faptele noastre. În Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Faptele Apostolilor. În timp ce Petru intra,
Corneliu i-a ieșit în întâmpinare, a căzut la picioarele lui, prosternându-se. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te, sunt și eu doar un om. Atunci Petru, deschizându-și gura, a spus, într-adevăr, acum înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cel care se teme de el și face dreptatea îi este plăcut. În timp ce Petru mai rostea încă aceste cuvinte, Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor celor care ascultau cuvântul. Credincioșii circumciși care veniseră cu Petru erau uimiți că darul Duhului Sfânt se revărsase și asupra păgânilor, căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi și preamărindu-L pe Dumnezeu. Atunci Petru a spus, poate oare cineva să le refuze apa, pentru ca aceștia care l-au primit pe Duhul Sfânt, ca și noi, să fie botezați? Și a poruncit ca ei să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Atunci ei au cerut să mai rămână câteva zile. Cuvântul Domnului. Domnul și-a descoperit dreptatea înaintea popoarelor. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate, dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de îndurarea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Aclamați, cântați psalmi și tresălătați de bucurie. Lectură din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că iubirea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, unul născut, ca să trăim prin El. În aceasta constă iubirea. Nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cuvântul Domnului.
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: așa cum Tatăl m-a iubit pe mine, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, rămâneți în iubirea mea, așa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în iubirea Lui. V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul lui. Însă v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl, vi le-am făcut cunoscute. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus ca să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice îl veți ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Cuvântul Domnului. Preasfințite Petru, iubiți confrați în preoție, dragi seminariști, iubiți credincioși, nu există o iubire mai mare decât aceea ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc slujitori, ci prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu, vi le-am făcut cunoscute. Multe am putea vorbi în legătură cu textele sfinte pe care le-am ascultat astăzi, care au fost proclamate la Sfânta Liturghie. Dar permiteți-mi să mă opresc asupra celora pe care le-am reluat din textul Evangheliei, și anume acelea care se referă la Hristos, prietenul nostru. Nu vă mai numesc servitori sau slugi, și prieteni. Voi sunteți prietenii mei. Citim în Vechiul Testament, în Cartea Ecleziastului, unde se spune că cine a găsit un prieten adevărat a descoperit o comoară, o comoară de neprețuit. Iar noi, în vorbirea noastră de fiecare zi, avem un dicton: prietenul bun la nevoie se cunoaște. În lumina acestor idei, să vedem cum își dovedește Hristos prietenia sa, sau dacă într-adevăr Hristos este prietenul nostru. De ce? Pentru ca după aceea să vedem dacă și noi suntem prietenii lui Hristos, că și l-am auzit pe El, că trebuie să-i dovedim că suntem prieteni. Cum este Hristos prietenul nostru? Dacă prietenul adevărat la nevoie se cunoaște, atunci iată-L pe Hristos, care vine din gloria cerească de la Tatăl Ceresc, vine în întâmpinarea necesităților noastre, pentru că noi avem nevoie de prietenia lui Dumnezeu. Avem nevoie de iubirea lui Dumnezeu, fără ea nu putem trăi.
Și pentru că în urma primului păcat omul a căzut și apoi datorită păcatelor în continuare ale tuturor generațiilor și ale noastre, ne-am încătușat în aceste păcate și nu mai avem posibilitatea să ne mai ridicăm. Și atunci iată-L pe Hristos, prietenul cel adevărat, care a luat asupra sa păcatele noastre și le-a ispășit. Ne-a arătat că într-adevăr la nevoie se cunoaște, se dovedește prietenia sa. Și El dovedește această prietenie din belșug, pentru că ne-o spune, cum am ascultat în Evanghelia de astăzi, că nu există o prietenie mai mare decât aceea ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Și El și-a dat viața pentru noi. Apoi este un prieten care nu are nicio umbră de invidie sau de gelozie. Coboară din înaltul cerului, vine, El care este Dumnezeu adevărat și nu ține morțiș pentru dânsul, cum se exprimă Sfântul Apostol Paul, cu gelozie la divinitatea sa, ci ne-o împărtășește, ne face părtași de viața sa dumnezeiască, ne oferă prin jertfa sa pe cruce și apoi prin Sfintele Sacramente. Vedeți așadar? Această prietenie a lui Hristos dusă la limitele maxime, coboară din ceruri, vine și se face asemenea nouă în toate afară de păcat, ia asupra sa păcatele noastre, le ispășește, își dă viața pentru noi și rămâne mai departe cu noi, prietenul fidel în Sfintele Sacramente, mai ales în Sfânta Euharistie. Ce vrem sau ce dorim? Cum să ne gândim la un prieten mai mare decât Hristos? Nu există. El este unicul prieten autentic, acela care se arată într-adevăr de partea noastră și ne mai spune: veniți la mine, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da alinare, eu vă voi întări. Prietenul adevărat ne cheamă la El. Știe că avem nevoie de dânsul, știe că fără El nu putem face nimic, așa cum am auzit duminica trecută sau duminicile trecute în textele Evangheliei, și de aceea este cu noi. Nu numai atât, nu numai că a murit pentru noi, nu numai că s-a oferit în Euharistie, dar El a rămas cu noi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Nu vom găsi niciodată un prieten mai devotat decât Hristos. Poate avem și noi prieteni între cei din familia noastră, apropiați. Și cel mai bun și cel mai devotat prieten al nostru uman, într-o zi, va rămâne departe de noi. Nu va mai putea să ne mai ajute. Și aici mă gândesc la momentul morții și după moarte. În acel moment și cel mai bun prieten rămâne deoparte, pentru că nu ne mai poate ajuta cu nimic. Vine ceasul morții în care ne separăm de această lume și de toți cei dragi ai noștri. Și în acel moment Hristos se dovedește prietenul nostru. Și în acel moment Hristos este cu noi. Nici în acel moment nu ne părăsește. Mai ales, aș îndrăzni să spun, atunci este mai aproape de noi. Pentru că atunci avem mai mare nevoie de ajutorul Său. Și iată, ni se oferă în Sfânta Împărtășanie, ca viatic, hrană pentru drum, pentru trecerea în veșnicie. Și apoi rămâne în ființa noastră chiar și cea de carne, în corpul nostru care moare, pentru că devine germenul învierii. Primindu-L în Sfânta Împărtășanie pe patul de moarte, Hristos rămâne și în corpul nostru muritor, pentru ca la sfârșitul viacurilor să învie trupul nostru glorios, făcându-L asemenea Lui. Iar sufletul ne însoțește acasă, la Tatăl, unde spune El: mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine.
Iată, iubiți credincioși, câteva gânduri care ar trebui să ne ajute să-L descoperim pe Hristos, unicul prieten adevărat. Avem multe episoade în Evanghelie care ne vorbesc despre această prietenie a lui Iisus. Amintiți-vă de cele două surori ale lui Lazar. Când Lazar s-a îmbolnăvit, trimit răspuns la Iisus și spune: prietenul tău este bolnav. Și după ce moare, vine Iisus și îl cheamă din nou la viață pe prietenul său. Varsă o lacrimă sau plânge pentru durerea despărțirii de prietenul său. Și cum el este viața, eu sunt viața, amintiți-vă că poruncește prietenului său să iasă din mormânt: Lazare, vino afară. Arată prietenia sa față de Petru, cel care l-a tăgăduit, și îl întreabă după înviere: Simon, fiul lui Ioan, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Adică îmi dovedești tu că ești cu adevărat prieten? Pot eu să mă bizui pe prietenia ta? Iar Petru spune: da, Doamne, tu știi că te iubesc, tu știi toate. Îl numește prieten până și pe Iuda. Prietene, Iuda, cu o sărutare îl vizi pe Fiul omului? Dacă față de toți aceștia de Iisus își arată prietenia, și față de Ioan, care scrie Evanghelia și scrierile sale, scrisorile sale în care vorbește despre iubirea lui Hristos, dacă față de toți aceștia și în decursul istoriei, față de atâția și atâția, Hristos și-a arătat prietenia sa, să fim siguri, dar absolut siguri, că El ne este cu adevărat prieten. Voi sunteți prietenii mei. Dar acum urmează să ne întrebăm: oare noi îi suntem prieteni lui Hristos? Dacă El ne este prieten, la prietenie, în mod normal, la iubire, se răspunde cu iubire, cu prietenie. Și El ne spune: cum putem să dovedim că suntem prietenii Săi? Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Prezența noastră acum în biserică poate să fie un semn al prieteniei noastre cu Hristos, pentru că Dumnezeu ne poruncește ca în zi de duminică să participăm la Sfânta Liturghie. Poate să fie un semn. Dacă n-am venit numai așa să ne plimbăm, să ieșim din casă până la biserică, să ne bată vântul sau soarele. Dar dacă am venit din credință, din convingere, este un semn că noi suntem prietenii lui Hristos, că arătăm prietenia noastră. Să-i dovedim această prietenie nu numai cu cuvintele. Uneori spunem noi la rugăciune: Doamne Iisuse, Te iubesc, Tu ești prietenul meu. Dar după aceea, chiar dovedim că suntem prieteni Lui? Nu încălcăm cuvântul Său? Nu călcăm poruncile sale, nu mai suntem prieteni. Chiar dacă El rămâne cel mai fidel dintre prieteni, iată că noi putem tăgădui această prietenie sau refuza prietenia noastră lui Hristos atunci când noi nu ținem cont de legea Lui. Iar astăzi am auzit care este porunca Sa pe care trebuie să o împlinim pentru a-I dovedi că suntem prieteni și pentru că noi iubim pe prietenii prietenului Hristos. Și anume, pe semenii noștri. După aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ai mei, că sunteți prietenii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit pe voi. Iubiți credincioși, să ne analizăm fiecare dintre noi viața noastră și să vedem: Hristos este cu adevărat prietenul meu? Îl consider eu ca fiind unicul și adevăratul prieten?
cum îi dovedesc eu prietenia mea? Și dacă constatăm că inima noastră este rece, poate de multe ori a fost indiferentă față de prietenia lui Hristos, astăzi se cere iertare și să rugăm să copleșească inima noastră cu iubirea sa, să incendieze întreaga noastră ființă cu iubirea lui pentru a putea răspunde iubirii sale de prieten autentic cu o prietenie curată și sfântă. Doamne Iisuse, Tu Te-ai dovedit și Te dovedești mereu prieten fidel. Dă-ne și nouă harul să corespundem prieteniei Tale și să manifestăm prietenia Ta în relațiile cu oamenii, cu semenii noștri, pe care Tu îi declari pe toți prietenii Tăi. Hristos a înviat! Acum, ascultând cuvintele Sfintei Evangheliei și cuvintele Părintelui Profesor, vrem și noi să ne declarăm că suntem cu adevărat prietenii lui Iisus, ascultându-i cuvintele, împlinindu-ne și împlinind mai ales crezul nostru, crezul nostru care ne face să fim fii bisericii sale. De aceea are noi acum credința, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, are împreună cu Tatăl și cu Fiul, este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Dumnezeu l-a înviat din morți pe Fiul Său pentru a ne deschide calea spre viața adevărată. Să ne rugăm Lui, Cel care este viața și iubirea noastră, spunând: Doamne Iisuse Hristoase, învingător al păcatului și al morții, prin moartea Ta nimicește moartea noastră și dă-ne viața cea nouă prin sfânta învierea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Veselește biserica Ta sfântă cu bucuria pascală. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează în harul Tău pe cei de curând botezați, ca și pe cei care s-au întors la Tine prin taina pocăinței.
Te rugăm, ascultă-ne! Ca viața noastră să fie o mărturie vie a învierii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le răbdare și speranță tuturor celor care te urmează pe calea crucii. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă-i pe cei răposați la viața veșnică. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic, privește cu milă spre noi cei botezați în mântru moartea și învierea Fiului Tău. La a doua venire, fă-ne, te rugăm, părtași de mântuirea Lui, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să se înalțe la Tine, Doamne, rugăciunile noastre, împreună cu darurile pe care ți le oferim, în bunătatea Ta curăță-ne de păcate, pentru că astfel să ne facem tot mai vrednici de tainele iubirii Tale părintești, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El nu încetează să aduce jertfă pentru noi și ca mijlocitor al nostru ne apără pururi în fața Ta, căci deși jertfit odată, El nu mai moare și dat fiind la moarte rămâne pururi Fiul.
De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul maririi tale, zicând fără încetare. Tu ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, că cele noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o, și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cine luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Thank you.
tine. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, te ne rog celor care ne hrănim, cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt, să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francis și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. În Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, binevoiește ai dăruit pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Rămâi cu noi, Doamne Iisuse, rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai cuvântul și se va da mântuire. M-am făcut ca o aramă sunătoare,
ori ca un chimval zângănitor, ori un cânovă vădovă, să vă iubiți unii pe alții. De-aș avea darul profeției, și de-aș cunoaște toate tainele și toată știința, și de-aș avea toată credința, așa încât să mut din loc morții, de nu am dragoste, nimic nu sunt. Săracilor toată averea mea și de-aș lăsa ca trupul meu să fie ars. De nu am dragoste, nu mi folosește la nimic. Dragostea nu râvnește cu necuvință, nu caută ale sale, nu se mânie răul primit, nu-l ia în seamă, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care prin învierea lui Hristos ne reînnoiești pentru viața veșnică, te rugăm, mulțește noi roadele tainei pascale și revarsă în inimile noastre puterea hranei aducătoare de mântuire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Vă reținem atenția cu câteva anunțuri. Pe parcursul lunii mai, în fiecare seară, la ora 17:45, vă invităm cu drag să luați parte la recitarea Sfântului Rozaru și cântarea litaniilor închinate Preacuratei Fecioare Maria. În seara aceasta, începând cu ora 19:30, va avea loc un moment de rugăciune, urmat de un dialog cu fratele Chilian în aula Anton Durcovici. Sunt invitați să participe toți cei care doresc să trăiască bucuria Învierii lui Hristos, prin rugăciunile și cântările specifice comunității din Teze, într-un mod special sunt invitați tinerii. Joi, 10 mai, sărbătorim Înălțarea Domnului. Programul Sfintelor Liturghii este la fel ca duminica. 8:00, 9:00 și 15:00, 11:00, 16:00 și 18:30. La liturghia de seară se va celebra un requiem solemn pentru pomenirea tuturor eroilor care s-au jertfit pentru întregirea țării. Sâmbătă, 12 mai, are loc pelerinajul bolnavilor la Cacica. Rugăm și persoanele care merg pe cont propriu să se anunțe la biroul parohial. Duminica viitoare, 13 mai, este a 52-a zi mondială a comunicațiilor sociale și totodată ziua presei la nivel diecezan. Colecta care se va face va fi pentru susținerea publicațiilor religioase. Duminica viitoare, comunitatea din Tomești celebrează hramul în cinstea fericitului Ieremia Valahul. Liturghia solemnă va fi la ora 11. Tot duminica viitoare, în cadrul liturghiei de la ora 16, mai multe surori din Institutul Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot, vor celebra 25 de ani de viață consacrată. Le însoțim cu rugăciunea noastră. Pentru admiterea la clasa a 9-a, printre ofertele existente, vă recomandăm Liceul Catolic din Iași și Colegiul Catolic din Bacău. Mai multe detalii găsiți la afișiere. În perioada 11-13 mai, la Institutul Teologic din Iași, au loc zilele seminarului. Sunt invitați să ia parte tineri între 17 și 25 de ani. Pentru înscrieri și detalii vă așteptăm la biroul parohial. Vă dorim în continuare un timp pascal binecuvântat. Hristos a înviat! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a fost prin milocirea preacurată Fecioare Maria și a fericitului Anton Durcovici să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.